Поэта Леонида Ларин s-a născut la 26 octombrie 1949 în familia învățătorilor Ion și Nadejda Tuchelaru din satul Bursuceni, Sângerei. Între anii 1956 și 1966 urmează Școala Medie de Cultură Generală, apoi studiază la Facultatea de Filologie a Universității de Stat din Moldova. Activează la Muzeul Republican de Literatură Dimitrie Cantemir din cadrul Uniunii Scriitorilor din Moldova între anii 1971-1973. Apoi este redactor la editura Cartea Moldovenească și la săptămânalul Literatura și Arta. În anul 1975 devine membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Dumneei s-a aflat printre fruntașii mișcării de emancipare națională din Basarabia între anii 1988-1991. Леонид Ларин a fost deputat în Sovietul Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și membru al Biroului Permanent al Frontului Popular din Republica Moldova. În anul 1964 debutează cu un ciclu de versuri în ziarul Tinerimea Moldovei, iar în 1968 publică un amplu grupaj de versuri în revista Nistru. La 18 ani își ia pseudonimul Леонид Ларин. Prima sa carte, Piața Diolei, este calificată de critici ca una dintre cele mai interesante apariții din colecția debut. Au urmat volumele de poezii și eseuri, Marele Vânt, Mitul Trandafirului, Scoica Solară, Lira și Păianjenul, Scrisori de pe strada Maica Domnului, Între Îngeri și Demoni, Inorogul. A tradus din mari poeții ai lumii, Novalis, Pușkin, Lermontov, Esenin. Creația poetei Леонида Ларин este tradusă în franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă. Dintre cele mai importante premii și distincții, voi menționa Premiul Literar Mihai Eminescu al Academiei Române, Premiul Cenaclului Flacăra, Premiul Revistei Cronica, Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova. În 1996 i s-a acordat Ordinul Republicii. S-a stins din viață la 11 decembrie 2011 în urma unei boli incurabile. A fost înmormântată la Cimitirul Central din Chișinău.